Bine, domnule și la Sleep Ranger, partea a doua. Ultima oară, care a fost ceva timp în urmă, aveam nevoie de copaci. Țin minte chestia asta, mi-am notat. Ai nevoie de copaci, am nevoie de mâncare, ca să dau mâncare la căcații aia, să facă mâncare. Să facă mâncare, să nu, să facă, practic se cacă, da? Practic fac căcat care costă bani, habar n-am de ce, da? Asta facem asta. Deci, de ăștia rozării avem destul. What the fuck, raiul pe pământ. Unde e? Ăla era scump. Bine, nu e tocmai scump, da. Nu vă luați după ce spun eu, copii, pentru că la fel de bine poate să fie extrem de... Ăștia-mi plac. Ăștia găsesc numai noapte, deci păstrez când îi găsesc. Mult plort. Deci înseamnă că au căcănări de ăștia... cicadu. Cicadu ăsta, cred că e un fel de pui de găină, gen... Când se face mare, crește în găină. Și găina o dă de mâncare, practic, la chestii care necesită carne. Ăștia roz pot să mănânce și carne, cred. Nu știu sigur. Da. Dar parcă scria pe ei că mănâncă cam orice, deci, da. Mă gândesc că mănâncă și carne. Acolo nu știu ce e. Cred că am fost cu voi, nu știu dacă am fost. Am făcut atâtea filmări care au eșuat, pentru că nu știu ce pula mea... What the fuck? Care pur și simplu s-a oprit. Deci nu pot să-mi dau seama dacă v-am zis sau nu încă de zona aia. Dar eu am să le fac oricum. Bă, ce pistă! No. Așa. Practic, astea zone, zonele astea, am citit pe net că ar fi în construcții, pentru că cel care a creat jocul, creatorul, developerul, e căcatul ăsta, căcatul ăsta m-am spus de el, n-a terminat zonele astea și aici vor să, vrea să continue cu mapa. Așa, deci căcatul ăsta se face, da, nu pizda mă pizda, căcatul ăsta se face atunci când se violează o chestie combinată, deja combinată, uite, de exemplu ăsta, dacă ar mânca un plort de la ăla mic albastru, în momentul ăsta s-ar transforma și el în negru. Și când se întâmplă chestia asta cu negricioșii ăștia de căcat, nu prea ai ce să faci decât să părăsești zona, pentru că nu poți să se despawneze decât după ce pleci tu și probabil să acezi zi. Au, futu-s pizdau. Au, mersi că ai venit înapoi. Vin înapoi, așa vezi. Da, și am luat niște mâncărică. Ideea să facem copaci, avem nevoie de bani. Și cred că am luat destul plort pentru un fucking copac. Ce pizda mă aici? Mie cred că explorez prea mult, după aia mă blochez. Pentru că nu prea am jetpack-uri și de alea. Dacă nu s-am jetpack-uri, o să explorez. O groază de căcat care nu pot să-l iau, perfect. O găină și un pizda mă. Nu știu ce e. Ia, e copilirea din copacel, nu? Da. Da. Aia. Tabi! Brox să-mi luez niște căcaturi. Până la urmă. O să sugă aia mici? Da, mă, pot să-i sug. Uite, tabi slime-urile astea le căutam eu. Astea sexy. Au! Uite, mă, ce-i. Au. Au, futu-s. What the fuck, ce gras e ăsta. Ăla se violează cu o piatră. Ce pizea? A, cu găină, încearcă să o mănânce, am înțeles. Ok. Faza e că pisicuțele, practic... nu știu cum să explic, slime-urile pot fi ca ăsta, un căcat, și să te enerveze și să le culegi efectiv ce are în el, da, pentru că te lovește. Sau poți să iei gen pisicuții din astea drăguțe care nu fac altceva decât să fie drăguțe. Și nu te lovesc și îți dau și bani mulți, deci I'm in, boy, I'm in. Asta e apă de unde poți să colectezi pentru plorturile de apă. Deocamdată nu cred că știu decât, uite, de exemplu, ia s-au violat ăștia. Nu cred că știu decât un plor de apă. Și mă scuzați că uneori încep o propoziție și nu o termin, dar se întâmplă chestii random pe aici și mi-e cam frică să-mi bag cu oamenii. Ei, ei, mios amigos, ia vino. Îmi bag eu pizdan măta de gay. Du-te, mori futu-s pula mea. Așa vezi. Păi ce dracu mă tot lovește în față? Nu ăla micu. Așa, că ăsta-mi trebuia mie. Așa, hai să vedem ce mai e pe aici, a? Putem să... Să-mi bag cu acesta. Deci nu minte că e o pisică aici, deși chestia asta pe care stă, cred că e ceva, deci pe asta nu pot să o trag, nu? E prea grasă, nu, nu pot. Asta e, nu pot să-l fac pe căcatul ăla mare să vină după ea să o mănânce? Căcat. Băiatul, haide. Mâncă, mâncă pisica aia. De ce nu o mănâncă? Ar trebui să o mănânce. De ce, mă? Bă,
și eu aveam, fix banii și modul de a face banii. La mine din inventory, că tocmai de-aia am mers până acolo, băgă-mi aș pula în ea. Am încercat să o omor o pisică și m-a omorât ea voine, practic, din cauza că-s prost. Uite mă, de-asta era acolo, practic e teleporter, nu? A, trebuie să dăm pisica la o parte ca să ne teleportăm direct acolo, ce în genul, cred. Uite, ăștia sunt iar în creștere, uite, cred că la 8 acum. Băgă-mi aș pula în ea, are pisică! Și aveam și mâncare! Ah, hai să verificăm dacă mai filmează OBS-ul, mereu trebuie să verific chestia asta. Nu e ca și cum s-ar opri brusc sau ceva, dar... Vreau să verific și timpul, că scrie acolo mare și greață, cu 5 minute. Ca să nu fac și un episod de 700 de minute, pentru că pic eu în apă mereu. Și da, deci dacă pici în apă mori. Dar putem să colectăm măcar acum caroții ăștia, înainte ca căcații ăia să îi ciordească. Uite, de exemplu, căcați de ăștia. Căcatul drec. Căcatul drec. Aruncăm pink slime-urile după ce colectăm. Da, uite, avem mâncărică. Okay. Vreau să mergem... Tati. Tabi, ei, tabi. Pogo, pizda, mătii, mâncă. Nu te fute cu el. Așa vezi. Useless pink slime. Ce e aici? Oh, fuck, alt pink slime. Mai am mâncărică din asta de la ei. Acum, pentru că nu avem bani încă, fuck, dacă aveam bani m-aș fi dus acasă în momentul ăsta. Asta că avem caroți, mă, avem caroți, e bine. Deci, știi ce facem acum, de fapt? Ca să nu ne mai violeze căcații aia. Îmi bag culanii. Iau ăia țepoși din cușcă, îi iau din cușcă, îi arunc în pizda măsii în apă. Și asta e. Vino cu mine. Vino cu mine, iubire. I will show you wonderful places among the world. Sper să distrezi. Ultima oară când am încercat să omor de ăștia, am murit și eu cumva, dar să sperăm că nu se mai întâmplă data asta. Și să sperăm că nu se mai fute ăsta prea curând. Toți pula mea. Îi sinucidem. A fost o sinucidere aleasă de el, deci. Oh, mergi să-l arunc destul de departe. Practic, e un pain in the ass. Orice are țepi în căcatul ăsta. Nu mai iau de ăștia cu țepi nici să dea dracii. Nici măcar rochii de albaște, chiar dacă costă mai mult. Nu pot să culeg decât până am bani să-mi iau auto farmer. Și plus că atunci când i-am combinat, nu știam că se combină. Deci eu nu știam chestia asta, ok? I was a fucking nobody's guy. Și nu știam că se pot combina. Aș lăsa două... Gains am făcut destule de atunci. Dar n-am unde să țin tabi slime-ul. Ah, ba da, pot să pun tabi slime-ul să se fută cu ăștia, pentru că pe aceeași chestie. Și pot să fac pisicuțe drăguțe, combinate cu ăștia roz. Da, bă, și o să facă treaba foarte mult. O să facă și roz și... Da, e pisică, da? Știi care e faza? E nașpa combinația, că pe aia mănâncă veggie și ăstea meat. Dacă aș putea combina ăștia tabi slime-uri cu ceva mai scump, gen... Știți, să combin cu... Ăștia rochii nu mai combină în viața mea, deci ăștia zice căcați. Cu fosforescentul, dacă i-aș putea combina. Deci ar trebui să țină noapte și asta. Trebuie cușcă specială care costă și aia bani. Iar de ăștia n-am văzut până acum. Și ăla cred că e la de apă de care am zis eu. Da. Hai să o punem să se combine cu ea. Și practic nu o să trească să-i dăm neapărat mii. Și putem să-i dăm și mii dacă vrem. Hai să o punem să se combine cu ea. Ok. Asta le dăm de mâncare și acum chiar putem să colectăm banii de la ei, de data asta. Sperăm că se vor viola unii pe alții. Deci, doar sperăm chestia asta. Sperăm. Prin viola unii pe alții mă refer că se vor face copii. În caz că nu v-ați prins deocamdată. Ok. Dacă ar fi un buton să-i exaspereze pe toți acolo, ar fi frumos, dar se pare că nu e. Culeg și căcații o dată cu astea, pentru că e foarte meticulos să stai să-i doar chestia aia. Când o să am un auto din ăla care ciordește plorturile din astea, adică când o să am banii de el, atunci, da, atunci o să ia el pentru mine și aia e. Asta e că fiind early alpha, nu știu cât de mult content o să fie per total în jocul ăsta, dar cred că o să avem cel puțin 10 episoade. 10, 20, cam așa, nu știu sigur. Plus că avem și mai multe lucruri. Îmi place. Putem să facem achievement-uri dacă rămânem fără ceva. Deci, măcar cred că am făcut niște bani.
Cred. I-am mers să aruncăm ăsta până acolo, ia. 1, 2, 3 și șpa! Dar nu știu dacă am nimerit. Cred că am nimerit. Cred. Cred că am venit bani acum. Nu? Am venit bani? Hai să mărim un din ăsta. Sau ce facem cu el? Ah, nu, copacul, copacul. Futu, spula mea. Uit mereu de copac. Tocmai, a, ba, nu cumpărasem pentru copac. Sau, nu? Cumpărasem? Cumpărasem, bă! A, aveam de asta de copac. Oh, ok. Nu știam ce... Dracu, făcusem ultima oară. Oh, fuck, a scăpat ăla. Deci de asta avem nevoie de high walls. Hai să punem high walls la pisicuță mai întâi. Purcașe. Fuck, cât costă? Pune să... Oh, mă, asta costă și mai mult. Să-mi bag pula. Să-mi bag pula cât costă toate astea. Bă, s-a violat pisica cu ăștia? A, cred că trebuie să-i dau un plor de ăla de mâncat, mă. Știu eu. Știu eu șmecheria. Dacă îi dai un plort roz de mâncat, se transformă. Practic nu se fute cu el, ca să fie, știi, child friendly. Deci îmi trebuie să plantez la copac ceva și să combin pisicuța. Cam asta e ce trebuie să fac în momentul ăsta. Ok, uite acolo un plort din ăsta roz. Ok. Dacă aș găsi și fruct... Ar fi frumos. Găsisem până acum, numai că... Oh, 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 oh. Asta vrea să-mi violeze fructul. Marș, bă, du-te-n... Fructul meu. Așa, gata, am găsit. Hai înapoi. Mi-e frică că le pierdeam, mă, nu sunt înapoi de fiecare dată acum. Apoi ne aventurăm după ce facem combinațiunea asta, care am vrut-o. Și mai dau de pink slime ca să-i punem în prima cușcă, că părea cam golicioasă. Chiar dacă nu cred că e așa goală. Hai să vedem dacă merge să punem pogofrutul aici. Alo? Merge? Harvest time. O să o dea dracii. Dracu stă o oră pentru aia. Și pink plordul să-i dăm la pisicuța de mâncare să vedem dacă se transformă. V-am spus, e mult mai bine să fie combinate. Pentru că îți dă de două ori chestia. Uuuu! A mers! A mers! Să dea dracii că asta scapă. Dea dracii că asta scapă. Mănâncă? Mănâncă! Un buc de mare este mapul ăla. Uite cât s-a căcat. A, și... Uite, uite, pot să-i dau tabi plortul la un căcat din ăsta. Dacă nu s-ar mai... A scăpat, nu? Da. Pot să-i dau să mănânce și se transformă și el. Uaa, ce frumos. Pă bune, e destul de șmecher. Dacă n-ar scăpa. Dar dacă scapă, n-au unde se ducă prea mult, nu? Sper. Să sperăm că n-au unde se ducă. Gen, o să rămână în zona asta, nu? Oh, fuck! Să zicem să-mi ciordească mâncarea! Te-am pizdă, mă, tic. Hai, pun în cuși diferite, mă. Pun în cușca asta, unul și... Să dea dracii să scăpați. Și dacă scapă ce? Că practic mănâncă mâncarea care oricum trebuia să le-o dau, nu? E vreun lucru rău în a scăpa? Nu cred. Bine, în afară că practic mănâncă și după aia știu că mi-a dispărut chestii care trebuia să fie acolo, da. Da. Deci cu meserie. Găină. Aparent acum putem să dăm și găini. Fuck. Dacă vrei să nu mai violez, domnule, mulțumesc. Uite, zic că îi urăsc pe ăștia alba. Futu-s pizda, mă. De ce mă lovești? Deci dacă n-am loc de el, dar vreau să te arunc. Vezi, el știa, mă, că vreau să-l arunc acum noi. S-a violat cineva pe aici? S-a violat. Să-mi bag pula în violul ăsta ăla. Mă, îi urăsc pe ăștia scuțiți. Ui, urăsc. Cutia. Șeful. Să-mi bag pula dacă mi-ai dat ceva. Măcar banii dacă... Mi-a dat efectiv banii ăștia care mi-a dat. Sunt atât de inutili. Deci nu văd ce mi-a dat mai exact. 354, mai. Mi-a dat cred că 50 sau ce în genul. Not so good, man. Not so good. Putem merge și pe acolo, dar vreau să mai iau din aia tabii plorturi. Uuu, futu-s pula mea. Deci aici găsim din ăștia albăstrei cu roz combinațiune, practic. Avem 20 de plorturi la roz. Putem lua henuri. Să dăm la pisici de mâncare. Putem arunca cheroții ca să luăm pisicuțe.
Ok. Ok, sunt pisici mari și grase, nu le putem lua. Cred că putem scăpa de pink slime-uri. Ca să luăm niște fructe de astea. Ah, uite, mai sunt... Ok, aici. Mamă, câte sunt aici, să mă apulă copacul ăsta, e merinde! E în merinde, șeful! Practic, până nu cadă fructele din copaci, animalele nu le pot lua. Și, practic, de-aia nu era goli. Dar dacă ar fi ajuns pe jos, pisicile astea de căcat l-ar fi mâncat deja, deci, da. Dar restul sunt prietenoase, adică nu te lovesc și poți să te înțelegi bine cu ele. Ceea ce e mult mai bine decât tu cu chestiile alea care mă înțeapă. Nu știu ce, aici cred că ar trebui să fie alea radioactive de care mi-am văzut acolo. Știți că era și un plort verzui, da? Aia e la un, de la un slime care încă nu e în joc. O să apară. Asta e versiunea 2.3. Deci, mai e ceva. La 2.5 cred că apare la verde. Parcă așa am citit pe nu mă știu sigur. Dar dacă vreți să verificați, puteți verifica și voi pe pagina omului care a creat pe Steam. Pe Greenlight, parcă. Da, pe Greenlight, cred că era. O să cauți acolo să vezi mai exact când și cum și ce chestii mai apar. Dacă vă place jocul. Și să spuneți și mie dacă vă place ca să știu dacă mai fac. Pentru că pot să mă joc și singur, ok? Să nu vă enervez. Aici am murit eu ultima oară, nu? Nu. Era o pisică mare și grasă, ne-am murit eu. Dacă cumva nu vă place, spuneți și îi schimbăm. Ce apare pe canal, cel puțin. Dar așa, în general, eu o să-l joc pentru că chiar mi se pare drăguț. Adică e așa un concept... Și e singurul joc, a spus că e singurul joc în care nu înjur așa de mult, pentru că e prea drăguț ca să pot să înjur în el. Și vreau serios. Uite o găină pe acolo. Și cred că azi tocmai am mâncat găina. Da. Ah. Is the musi. Avem niște tabi slime-uri acum, ok? Și ne-am urcat pe aici, dar nu știu unde ne-am urcat. Ne-am urcat pe unde am venit sau ne-am urcat într-o zonă diferită? Cred că e aceeași chestie, nu? Da, uite o găină. Da, asta e, era tunelul. Ok, ne întoarcem acasă. Vedem cum redistribuim tot ce avem aici. Și după asta vedem ce mai avem nevoie. Până acum am găsit numai... Au, futu-s pizda, mătii. Avem numai dăștea. Și am găsit tabiu ca și slime nou până acum. Și încercăm să... Abarnăm șeful. Să îi violăm cu ea roz. Să facem o combinațiune frumoasă, nu? Uite-mi cum aici. Îmi place să stachez practic maxim din ce am măcar, știi? Ca să nu merg degeaba acasă. Păi și niște dăștea fosforescenți, ah, fuck. I-aș lua, dar n-am acum loc. Și niciodată nu o să am loc, by the way. Sunt 4 dăstea maxim. Dar ne întoarcem după ăștia fosforescenți și... După ce punem lucrurile care am zis până acum. O să pun găinile acolo la ele în țarc și... Pisicile să le combin cu ăștia rozalii. Ok. Sper că merge. Sperăm. Deocamdată ar trebui să vedeți tui bani cu ce am luat până acum. Practic... Trebuie să-mi facem high walls. Asta e primul lucru care să-l facem. Pentru că nu pot să-i cresc efectiv dacă n-am high walls. Ai văzut că scapă ca dracii. Se fac mari și grași și n-ai ce să le faci. N-am cum să-i țin pe loc. Pentru că au niște cusculițe. Uite, deja a scăpat-o, nu? Să-mi dau seama. Bine, s-ar putea să fie scăpat de la mine așa ca prostul, dar... Uite cât scapă. High walls, te rog, mergi. Cărcașe. Aia, după. Acum n-are cum să scape. Din high walls-urile astea n-au cum să scape. Sper. Până facem rost de alt high walls, le mutăm pe astea mari acolo. Da. Fuck. O să ne trească și autogeneratorul ăla. Pentru că fără autogenerator nu putem să generator auzi. De la care să le sugă plorturile. Nu pot să iau plorturile pentru că, de exemplu, când sunt alea foarte mari, pisicuțele astea mari, nu pot să le mulg. Nu pot să le iau alea. Pentru că, efectiv, se sug ele singure. Ați văzut, ue?
ar fi sări găinile pe afară, ar fi fost frumos. Ok. Oh, ok. Văd că se transformă toate în toate. E bine. Spui să mă tică-ți mă. Andreco. Așa, mai am nevoie de bani. Aș vrea plortul, dar nu pot să-l suc plorturile de la ăștia. Uite cât sunt! Aruncă-n e ca în mama ta, bă! Se fac din ce în ce mai mari. Uite cum... Uită-te puțin la ei! Sunt efectiv prea mari pentru jocul ăsta. Nu pot să-i țin. Nu pot. Îmi trebuie high walls, altfel n-am cum. Bine, state afară, ești? Da, îi las să iasă afară. Îi las să stea și pe afară, dacă vor ei. Sper că altfel n-am cum să colectez ce au făcut până acum. Ești afară. Ești afară. Dar să pot să colectez și orice pula mea sunt astea. După aia bag eu înăuntru. Altfel n-am cum să colectez, uite cât sunt! Wow, păi vezi? M-am aplicat o secundă. Singura chestie e că se vor duce să mănânce găinile și asta sunt sigur. Cred că se vor duce să mănânce găinile și asta nu-i bine. Dacă aș face rost de auto, sugărețul ăla... Cât mai am nevoie pentru un din ăla? Hai frate! Nu pot să fiu așa de productiv și să n-am ceva ce cu el! Și dacă se combina, se combină cu altceva, ne-am dat pe bună. Pentru că se transformă în chestiile alea negre. Deci nu-i bine. Sunt prea mari, uite, nu-mi cap. Adică pur și simplu sar unul peste altul și ies din cușca. Uite cât sunt! S-o mănânce găinile, eu mă acolo. Găinile mele rip. Nu știu dacă e un lucru rău că mi-ar mânca găinile, asta m-a explicat. Nu știu dacă e de rău dacă mi-ar mânca găinile. Gen, practic n-ar fi, dar... Na, mâncă. Scula mea. Unde-mi e găina? Na. Mâncă dacă vrei. Na. Nu tu! Găina am zis. Mâncă găina. Te văd după găina, vrostule! Te văd după ea, uite acolo. Mâncă-o. Și nu mâncă găina. E retard să-mi dau pula. Ok, uite, avem plorturi pe jos. Putem să strângem plorturile măcar de pe jos, dacă n-avem cum altcumva și altceva. Măcar astea. Uite cum se fug. S-au fut... Ei, uite cum stau unele peste altele. Și n-au loc să iasă. Ce dracu să le fac eu? Cât ia să fac un auto-extractor din ăla? Music Float Collector. 500! Păi 500 să dea măta, bă! Bun, n-am cum să le dau 500. Poate vi se pare că e absurd, dar în momentul ăsta, la economia care o am eu, în momentul ăsta e mult 500. Vin la copaci, dracu. Da, bă, și copacii pică și fac mâncare, fac. Practic simt ca un fel de aceeași idee ca și găinile. Ciodesc copacii. Un milan de dracu la copaci. Foarte bun e că nu o să plece din zona asta. Cred că nu pleacă din zona în care se sunt ele, gen nu se depărtează ca pulele. Și chestia asta o să facă birusele astea în continuu. Să le dăm de mâncare. Mă, mănâncă putu-s pula mea. Azi ne uităm în Slimopedia. Să vedem dacă cumva astea mănâncă așa ceva. Bă. Hai. N-ar trebui. Tabi mănâncă meat. Rose mănâncă fruit, veggie și meat. N-ar trebui să mănânce combinat acum? Adică gen... Mănâncă ambele lucruri? Mănânci futu-s pula mea? Alo. Nu pare prea interesat de mâncarea care o dau eu.
Ok. Păi, să sperăm că la un moment dat le va mânca. Poate nu e foame în momentul ăsta. A, nu mănâncă, bă, și de-astea. Numai că, da. O! Se cacă peste tot! Mai dezorganizat nu putea nici mama ta să fie. Și eu sunt o persoană organizată. Dar până n-am cum să organizez turma asta de oi. Uite puțin. Sug undeva, vine și-mi intră în față. Mă întreb dacă merge să le iau și dacă... Nu pot să intru în colțul ăla, nu mă lasă, ești de bună. Șpau. Uite câte fut între ei. Uite câte dăstea sunt de fapt la mijloc. Wow. Episodul ăsta efectiv se va numi lupta cu mâncare. Telefon stupid. Efectiv e luptă cu mâncare în cazul ăsta. Păi să sperăm că ne vedem episodul viitor, în caz că deja s-a rostit mai și ne uităm. Da, să ne vedem episodul viitor. Să sperăm că reușesc. Futu-ți pula mea de pisică. Să aranjez chestiile astea. Eu am scăpat ăla înapoi. Futu-ți pizda, măi. Da, să sperăm că aranjez chestiile astea până în episodul viitor. Să sperăm. Și dacă nu... Dacă nu, suntem dus pe, știți voi, ștrumelea, pulălău, penis, ce vreți voi să spuneți. Dar în data viitoare, mă rog la King Gaun, să lăsați un like dacă v-a plăcut episodul și mai vreți așa ceva. Subscribe ca să vă abonați canalului magic. Alpaca King fucking out. Alpaca!